Sala de sport din Comuna Putna a găzduit timp de două zile Cupa României pentru Junior 1 la lupte greco-romane și lupte libere, o competiție ce se organizează în Comuna Suceveană pentru al doilea an consecutiv. Competiția este organizată de Federația Română de Lupte și Primăria Comunei Putna. Invece di tutto, di un lascio, e noi abbiamo avuto spazio sparare di voi. În acest an, în concurs au fost peste 400 de sportivi din 38 de cluburi din țară la lupte greco-romane, lupte libere și lupte feminin. De asemenea, la eveniment au fost prezenți deputatul Dumitru Mihalescu, dar și campion mondial și europeni. Dragi noștri campioni, domnule deputat, stimați invitați, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine ați venit în Comuna Putna și mă bucur să ne reîntâlnim în cadrul acestei frumoase competiții. Faptul că o comunitate mică, dar cu inimă mare, așa cum este Putna, este din nou gazda unui asemenea eveniment, este un lucru care ne bucură și ne onorează. Ne onorează foarte mult să fim astăzi în același loc cu mari valori ale sportului românesc, campioni olimpici, campioni mondiali. Ne onorează să fim împreună cu dumneavoastră, sportivi și antrenori care, iată, țineți sus steagul sportului românesc și vă mulțumim. Vă mulțumim că sunteți aici și creați acest eveniment. Mulțumim în special Federației Române de Lupte. Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ați venit la Putna. Așa cum îi șa de bine unei competiții de nivel național, trebuie să ne amintim de valorile pe care le avem ca model și vreau să salut prezența astăzi la Putna a unor somități sportive care merită aplauzele noastre. Organizatorii au oferit premii pentru marii campioni ai României, dar și pentru cei mai buni sportivi. Unor olimpici care au purtat numele țării noastre în toate colțurile lumii și au înălțat drapelul nostru pe cea mai înaltă poziție, în ordine îi invit aici pe domnul Simion Popescu. Diploma de excelență, cu tot respectul, îi va fi emanată domnul Nicu Gingă. Vicecampion, un alt vicecampion olimpic, domnul Ilie Matei. Unul cele din urmă, pentru că este foarte aproape de noi, sportivul model pentru întreaga Românie, pentru întreaga lume, aș putea spune, cel mai medaliat la Jocurile Olimpice, cu un titlu de campion olimpic, o medalie de argint și o medalie de bronz, domnul Ștefan Rusu! Domnul Arnăut Răzvan, locul 5 la campionatele europene de junior. Este Răzvan?
Arnăut Răzvan. Îi vom transmite, nu? Și mai departe, domnul Hai Răzvan. Și mai este domnișoara Denisa Fotor, domnul 5, la junior campionatul european.